Bun găsit pe scara cuvintelor. De când mă știu, am fost fascinat de cartea Genesei. Nu e vorba doar de perioada postconvertire, ci de întreaga mea viață, din clipa în care, copil fiind, am deschis pentru prima oară Biblia. Am simțit mereu că această carte ascunde ceva extrem de important: o cheie care poate descuia multe uși hermeneutic închise. Și chiar dacă astăzi citesc Biblia cu o minte schimbată, cu o perspectivă nouă, rămân atras de Cartea Genesei ca de o carte ce ar putea ascunde înțelesul. De altfel, dacă e să fim sinceri, ingredientele principale ale acestei cărți sunt atipice. Creație, cădere, mântuire. Ele reprezintă, practic, punctul de pornire al lumii. În nicio altă carte nu mai întâlnim creația sau căderea, ci doar consecințele cele din urmă în amestec cu rezultatul celei din tâi. Editura Peregrinul a publicat în 2009, într-o excelentă traducere realizată de Mihaila Alexa, volumul lui Henri Blochet intitulat Revelația originilor, o interpretare a primelor trei capitole din Geneza, poate cele mai controversate. Vă spun de la bun început, cartea este ea însăși controversată, prin abordarea diferită, inteligentă, extrem de rafinată și de bine documentată, Adresabilitatea ei fiind, din acest motiv, limitată la un grup de cititori cultivați, obișnuit cu argumentații întortocheate, răbdător și implicat în hermeneutica scripturii. În cele ce urmează, am să încerc să vă prezint pe scurt care este punctul de vedere al autorului în privința celor trei capitole din cartea genesei. Voi căuta să fiu cât mai inteligibil. Deși unele interpretări mi se par destul de complicate și de greu transmisibile. Ca mod de abordare, Henri Bloesche recurge la analogia credinței. Adică acea interpretare a scripturii prin scriptură, folosită și de Isus Hristos. Firește că fiind vorba despre un text în care este descrisă creația materială a lumii, oamenii de știință nu aveau cum să rămână pasivi. Astfel, în timp între știință și Biblie s-au distins trei modalități de raportare. Concordismul prin care înțelegem convergența textului biblic cu descoperirile oamenilor de știință moderni. Un fel de identificare a textului biblic în știință, de unde și pericolul de a transforma știința în ceva ce nu e știință. Antiscientismul demitologizează discursul științific, cerând practic eliminarea lui. Adepții lui cred că revelația biblică este incompatibilă cu opiniile oamenilor de știință, pe care le socotesc nefondate. Fideismul, pe de altă parte, distinge între planul religios și cel științific și cere ca aceste planuri să nu se intersecteze. Totuși, arată autorul dacă intenția genezei nu este aceea de a ne instrui în materie de geologie, asta nu înseamnă că ea nu vorbește și despre geologie. Henri Blocher propune să ne folosim de cunoașterea noastră prealabilă, chiar și științifică, asupra realității, numai în măsură în care o putem presupune la autorul uman al textului biblic. Astfel, este practic imposibil ca autorul uman al Genezei să fi știut ceea ce ne învață astăzi astronomii sau geologii. Ca urmare, ar fi cazul să nu folosim cunoștințele noastre științifice în interpretarea Bibliei. Interpretarea trebuie să fie atașată numai de text, cu contextul lui. Cu privire la originea textului, și aici mă refer la prima parte a Genezei, la creația propriu-zisă. Există mai multe puncte de vedere asupra cărora nu vom insista. Genul textului, al cărui autor este Moise, este unul compozit. Narațiunea devine clasificare. Există reminiscențe de teofanie. Textul amintește de cosmogoniile popoarelor, arătând ca un imn plagiat. Totuși, la o privire atentă, se vede că totul a fost cumpănit în cele mai mici detalii de autor, de Moise. De 10 ori întâlnim expresia Dumnezeu a zis. Verbul a face apare și el de 10 ori. Formula și așa a fost apare de 7 ori. Există trei binecuvântări, iar, iar verbul a crea apare de trei ori. Și așa mai departe. Departe de a fi un naiv, autorul genezei face dovada unei cunoașteri depline a scopurilor și mijloacelor sale. E vorba, după cum spune Gerhard von Rad, de acea absență a prejudecăților și a scrupulelor care este semnul unei spiritualități înalte, ajunsă la maturitate. În ce privește cele șapte zile ale creației sau heptameronul, Henri Bloch aduce înaintea cititorului mai multe tipuri de interpretare. Avem interpretarea restituționistă, cea mai puțin bine fondată, care spune că, de fapt, în cele șase zile, Dumnezeu a reabilitat creația, restituindu-i starea originară, pierdută după căderea lui Satan. Apoi, interpretarea concordistă se concentrează asupra termenului zi. Care nu presupune neapărat cele 24 de ore ale unei zile, ci poate fi extinsă la infinit, cum e cazul zilei a șaptea. Din pricina că această zi nu se încheie cu formula o seară și o dimineață, putem presupune că nici până astăzi ziua a șaptea nu s-a încheiat. În mod asemănător, nu este cazul să ne limităm la 24 de ore atunci când avem de-a face cu una dintre zilele creației. Autorul acordă un interes major acestei perspective, menționând însă că, dincolo de chestiunea terminologică, interpretarea concordistă, cea care sudează știința de Biblie, se lovește de probleme insurmontabile, cum este și cea a creării soarelui după pământ. Interpretarea literală spune că textul nu conține nici un indiciu de limbaj figurativ, și că totul trebuie crezut literal, după cum este scris. Henri Blocher respinge această perspectivă. El spune că trebuie să ne debarasăm odată pentru totdeauna de ideea latentă că limbajul figurat ar fi inferior limbajului literal și mai puțin demn de Dumnezeu. Această idee nu este deloc biblică. Iată de ce... Interpretarea literară îi se pare autorului cea mai apropiată de adevăr. Este vorba despre o interpretare artistică în care figurativul se împletește cu realul. Bună oară! această interpretare recunoaște zilele obișnuite ale creației, dar cuprinse într-o mare figură de stil. Cu alte cuvinte, autorul s-a folosit de săptămână ca de un procedeu stereotip, obișnuit, provenit din mediul lui cultural, fără însă a se mărgini la perioada unei săptămâni. De ce o săptămână? Fiindcă pentru autorul Genezei, pentru Moise, sabatul era extrem de important. El, sabatul, relativizează lucrările omului. Îi arată acestuia că nu își va desăvârși umanitatea în relația cu lumea pe care o transformă, ci numai când își va înălța privirile spre cer. Mai mult, forma săptămânii este ca la podul pe care trebuie să se așeze viața omului, căci dacă Dumnezeu a lucrat șase zile, la fel și omul, care este după chipul lui Dumnezeu, trebuie să lucreze șase zile. Este vorba aici despre un rit pe care omul ca să-și păstreze ordinea în viață, trebuie să-l respecte. O viață dezordonată este o viață în care diferența dintre zi și noapte se dizolvă. Dumnezeu, de asemenea, ne este arătat ca fiind cel care creează cu timpul și chiar în timp. El intră în timp în opera sa, fără însă a se pierde acolo, rămânând liber în mod suveran. Ziua a șaptea despre care spuneam că pare a fi infinită, este o zi în afara timpului. Dumnezeu creează prin cuvânt. De fapt, Dumnezeu creează ordonat prin cuvântul său. Vom afirma așadar că există o alianță triunghiulară între creație, ordine și cuvânt. Cuvântul generează diferențieri clare și o lume ordonată. Trimite la un Dumnezeu care vorbește, fără de care ordinea lumii ar fi denunțată ca artificiu și ca miraj. Ordinea este o ierarhie. Dacă Dumnezeu a creat și noaptea, doar despre lumină se spune că este bună sau că este mai bună. Ordinea însă nu e totul. Vorbeam de diferențieri ale Creației. Iar una dintre acestea, și cea mai importantă, de fapt, este cea dintre natură și creatură. Dacă atunci când creează natura, Dumnezeu că constată că este bună, atunci când creează creatura, el o binecuvântează. Dintre creaturi, omul este singurul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă asta, se întreabă autorul. Un chip, spune el, nu este decât un chip. El nu are existență decât dacă este derivat. El nu semnifică nimic fără originalul al cărui chip este. Iată de ce se poate vorbi despre o dependență a omului de Dumnezeu. El nu este o imagine model, ca formă a originalului, ci este o imagine creată după original. Cuvântul asemănare, precizează despre ce chip este vorba, ca și faptul că discutăm despre niște trăsături analoage, fără a fi identice. Dacă omul este chipul, accentul cade pe situația sa, pe relația sa cu cel al cărui chip este. Omul aparține vizibilului, dar înainte de toate se definește în raport cu Dumnezeu fiind pe pământ o reflectare a acestuia. De aici interdicția chipului cioplit. Simulacrul material al lui Dumnezeu este deja omul. De aici și conexiunea între porunca iubirii lui Dumnezeu și cea a iubirii lui. Omul este creat ca imagine vie a lui Dumnezeu, într-o relație quasi filială cu el, înzestrat cu Duh după asemănarea sa. El a fost creat pentru ceva și cu ceva. A fost creat pentru a stăpâni pământul și, de cealaltă parte, a fost creat cu femeia, ajutorul său potrivit. Stăpânirea este înțeleasă ca numire. Adam este cel care numește animalele, arătându-și dreptul asupra lor și detașându-se astfel de lucruri și de clipa prezentă. În ce privește problema sexualității, faptul că Geneza spune că omul a fost făcut bărbat și femeie se datorează necesității de a arăta că autorul sexualității este Dumnezeu. Procreația, un har acordat bărbatului și femeii, sugerată de acel imperativ în vă este o reflectare a creației divine. Bărbatul și femeia, spune Bloșe, sunt fiecare în parte chipului Dumnezeu, după cum sunt și împreună, procreând după cum El a creat. În Geneza 2 cu 18, apare unica apreciere negativă, ba chiar cu totul negativă, la adresa creației. Nu este bine ca omul să fie singur. Lumea suferea de o absență, de absența femeii. Viața umană nu își atinge plenitudinea decât în comuniune. Interpretarea lui Bloșei este aici excepțională. El spune că vocația omului este aceea de a fi cu Dumnezeu. Acest a fi cu este o caracteristică fundamentală a existenței omului. Relația lui cu Dumnezeu este atașată naturii sale. În aceste condiții, omul riscă să se piardă în ea în loc să se împlinească prin ea. Nu e bine ca omul să fie singur pe pământ, fiindcă singurătatea sa, în cazul în care relația cu Dumnezeu se rupe, iar fi fatală. Ideea unui alt sex dovedește că Dumnezeu nu se gândește la o alteritate abstractă. El nu îi dăruiește bărbatului un altul, ci un aproape. În plus, Ideea de sexualitate face ca orice individ să simte nevoia de a se defini mereu în comunitate, niciodată singur. Capitolul 6 este poate unul dintre cele mai interesante. Henri Blochet discută despre caracteristicile Edenului, comparând acest spațiu cu Canaanul promis în legământul cu Israel. De altfel, autorul sugerează că Edenul însuși este un dar al legământului primordial. Pomii din grădină, spune el, reprezintă totalitatea bogățiilor pământului puse la dispoziția omului. Dumnezeu îi cere omului să se bucure de toți acești pomi, să se hrănească cu roadele lor, cu excepția pomului cunoștinței binelui și răului. Interdicția aceasta nu poate fi considerată o ispită, întrucât nu exista vreun păcat atunci. Ea impune o limită, iar limita, după cum spune Bonhoeffer, este har, pentru că ea fondează făptura creată, libertatea. Pomul, în interpretarea lui Bloșe, și nu numai a lui, nu este un pom propriu zis, ci o reprezentare a comunicării directe dintre om și Dumnezeu. Această comunicare directă, percepută ca hrănire din roadele pomului vieții, îi asigura omului imortalitatea în ce privește pomul cunoștinței binelui și răului, ca mai toți exegeții, autorul este de părere că fructul acestuia, fructul oprit, reprezintă atot știința, mai ales morală, facultatea de a decide singur ce este bine și ce este rău. Ultimele trei capitole sunt, fără și doar și poate, cele mai frumoase capitole ale acestui volum. Ele tratează pe rând ruptura, Lata păcatului, precum și dialectica dintre păcat și făgăduință. Din nefericire, timpul nu ne îngăduie să detaliem. Căderea se datorează îndoielii și dorinței, iar păcatul apărut este o alienare, este o infecție parazitară, imposibil de controlat. Alungarea din Eden este tot una cu alungarea din prezența lui Dumnezeu, cu intrarea în procesul morții. Dacă în Eden, din pricina comunicării nemijlocite cu Dumnezeu, omul era capabil să supună realitatea materială, în afara Edenului, omul este supus de realitatea materială până acolo încât este ucis de ea. De asemenea, extrem de interesant este și comentariul legat de șarpele ispititor. Dacă e să privim lucrurile din perspectiva autorului Genezei, Trebuie să pricepem că șarpele era o emblemă a fecundității orgiace, a cultelor de prostituție. Animalul divinației era animalul magic prin excelență. El reprezenta atracția misterelor subpământești, a experiențelor crepusculare. Pe scurt, autorul Genezei s-a folosit de acest animal fiindcă vedea în el figura spiritului mincinos care anima păgânismul. În ce privește plata păcatului, din interpretarea lui Bloșemia, a tras atenția felul în care Adam și Eva înțeleg să se transforme în referenți ultimi, luând fiecare pentru sine locul lui Dumnezeu. Practic, spune autorul, după cădere, fiecare a vrut să facă din celălalt creatura sa, un obiect care să-l urmeze orbește. Obiectificarea aceasta s-a transmis și asupra dimensiunii sexuale. Fiecare dorea să facă din celălalt un obiect ses sexual, să se folosească de celălalt pentru rezolvarea unei nevoi imediate. De aici rușinea goliciunii. După cum spuneam, timpul prea scurt nu ne permite să parcurgem detaliile acestor interpretări al fascinante. Iată, deci, o carte venind din 1979, când a fost publicată prima ediție în limba franceză. Și totuși, o carte de actualitate, cu o sumedenie de detalii hermeneutice surprinzătoare, menite să te pună pe gânduri și, în același timp, să te invite la un demers hermeneutic pe care, câte vreme e vorba despre cartea genezei, poți fi sigur că nu-l vei duce la capăt niciodată. M-am bucurat din nou de o carte excelentă nu doar ideatic și stilistic, ci și ca prezență fizică. Aș menționa că editura Peregrinul este un imprint al editurii Logos, o editură ce campează și activează pe teritoriul editurii Logos, cărțile, prin formă și conținut, fiind girate de același colectiv redacțional pe care țin din nou să îl felicită.